Dragi prieteni, suntem pregătiți pentru emisiunea în această seară. Tocmai ne-au sosit și ziarele, pentru că suntem, cum vedeți, asaltați de cei care călătoresc și care nu și-au încheiat încă vacanțele. Iată o imagine din îndepărtatul Buenos Aires. Poate să o vadă și Nea Florin Dânvie, de acolo de unde înregistra el pe Facebook. O imagine din capitala Argentinei, unul dintre cele mai mari orașe de pe planetă, și conform telespectatorului nostru, care, atenție, locuiește în Guiana franceză și și-a făcut vacanța la Buenos Aires, doar New York-ul s-ar compara pe planetă cu această fantastică metropolă argentiniană, deși el spune aici clar că n-a văzut New York-ul, probabil doar în filme și ceea ce știm cu toții despre el, ci că ar fi de 10 ori peste Montevideo, Buenos Aires, și printre altele spune că eleganța oamenilor, modul în care aceștia se comportă, ospitalitatea lor, nu știu ce, face din acest oraș unul ieșit din comun. Ama, slavă Domnului că românii nu-l vor putea invada niciodată. Buenos Aires rămâne pentru noi cu adevărat la capătul lumii. Puțini pot să-și permită să ajungă până acolo. Am primit și o carte, este o culegere de narațiuni a lui Dinu Petrescu, se numește Moartea lui Țafandrac. Este o alegorie a satului românesc, așa cum se pricepe scriitorul nostru să scrie, și vorbesc scriitorul nostru cu majuscula aici. Este așa un fel de moromeții mai modern. Cartea începe, de exemplu, așa cum ar fi trebuit să înceapă și Marin Preda, moromeții, mi-aș permite să completez, cu Ilie Țafandrac ieșind să se pișe în curte direct pe varză. Da? N-avea WC-ul în casă, probabil n-avea WC-ul nici măcar în curte, și sigur el este la un moment dat apostrofat de nevasta lui, de Anofița. Nu mă piși, fă, zise el atunci cu un ton baritonal. Pe cine vezi tu că se pișă? N-ai auzit ce zic doctorii la televizor? Că bășica udului se mai scapă în sine, adică nădragi? Ia pleacă de aici! Anofița, cu ochii mereu pe Ilie, mai trânti o drăcuială, dar omul ei, care tocmai câștigase niște bănuți la pariloto, se simțea stăpân pe situație, drept care grăi cu același glas domol. Pleacă, fă, de aici! Tu-ți mamare am băț. Când ți-o-i dau una, o auzi și câinii la Giurgiu. Da, deci este un început tipic. Băi, boșorogule, când ți-o-i da și eu una pe cocoașă, o să zboare banii din buzunar. Care bani, fă, că mai e până la pensie? Hai mă, că am zis și eu așa. Deci un început a la Marin Preda, oarecum. Evident, păstrând proporțiile, nu e cazul să fim insultați pentru că facem astfel de comparații, dar probabil că merită măcar răsfoită, ceea ce sigur noi am și făcut, asigurându-l așadar pe Dinu Petrescu de toată cordialitatea acestei emisiuni. Bun, dragi prieteni, să intrăm în actualitate, că eu am cam neglijat ieri pe oamenii noștri politici, având altele pe cap. E bine, astăzi am aflat, și este o veste mare pentru noi, că Liviu Dragnea era deja un om de afaceri înstărit la 27 de ani. Un fel de Dinu Păturică dintre ăsta, care a parvenit și el oarecum. Ne și spune la un moment dat Liviu cam ce avea în portofoliu la vârsta respectivă. Ideea este că el, când a intrat în politică, era deja bănos. În 90 am făcut prima asociație privată din sudul României. În 97, când efectiv am intrat în politică, pe atunci și în prefect, aveam un complex hotelier, 3 restaurante, 3 magazine și 2 centre angro. Precizând că a avut peste 1000 de angajați. Despre banii pentru demararea afacerilor, Dragnea a spus: am luat 10.000 de lei din bancă și am pus totul gaj, casa părinților. De la Banca Agricolă i-am luat în 90, cu asta am plecat. Deci iată că, dacă este adevărat ce spune Liviu Dragnea, avem de a face cu un mare om de business, un om care ne închide gura tuturor. Dacă nici ăsta nu era
om de afaceri atunci cine, și că până la urmă toți au început în 90, ăștia care s-au ridicat și au ajuns foarte sus, numai că noi nu-i cunoșteam la vremea respectivă și ne petreceam zilele degeaba, ele treceau absolut degeaba, pentru că actualitatea era deci în altă parte. Boschetarii, cum le spuneam noi atunci oamenilor de afaceri, au scos unii dintre ei cel puțin capul și până la urmă au ajuns chiar să ne conducă. El vorbește și despre existența unei relații între el și firma Teldrum, zice că nu, din Teleorman, evident, aceasta, vizată de o anchetă a DNA. Zice, din 2004 se tot vorbește despre asta. Articole, controale, anchete, n-au găsit nicio legătură, pentru că n-au ce să găsească. Asta e și cu hotelul pe care l-am în Brazilia. Am mai auzit pe cineva la o emisiune de seară, anul la noi, evident, care spunea că am 500 de milioane de euro în Brazilia. E de râs, dar e și de plâns, a spus liderul PSD, el menținând că are doar o relație de turist cu Brazilia și că n-are niciun ban în afara țării. Bun, în fine, la scurt timp după declarațiile lui Liviu Dragnea legate și de Teldrum, fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, a reacționat pe Facebook, că n-avea în altă parte unde, pentru că nimeni nu-l cunoaște pe Gelu Diaconu dacă îl vede la televizor, și a acuzat că liderul PSD minte, putem să adăugăm și noi dacă nu se supără domnul Diaconu, minte ca un porc, doar atât vă zic, e cea mai mare minciună declarată public de un om politic. Interesant, așadar este loc de polemică, Dragnea, deci ar fi un escroc patentat în ochii lui Gelu Diaconu, dar el se apără cu găinăriile lui. E adevărat că Liviu Dragnea pare convingător atunci când se scuză. De ce? N-are mutră de om de afaceri, da? N-are papagal de om de afaceri, n-are anvergura, da? Așa că te uiți la el, evident că trece drept un nei ca nimeni, motiv pentru care mulți români l-au tot crezut. Nu știu dacă din 2004 sau poate chiar din 90, dar în orice caz, când te uiți la el, când îl auzi vorbind, da? Nu când stai cu el la cârciumă și spune pistolul la tâmplă, că în situația asta noi nu vom ajunge niciodată. În situația în care îl cunoaștem, da? De persoană publică, într-adevăr nu se califică. Este, într-adevăr, cum e banciul ăla în Ray Donovan, pe jumătate retardat. Da? Deci cam așa apare Liviu Dragnea, fără să ne aventurăm foarte mult acum și să ne scoată după aia ochii că l-am jignit. Nu, asta este o emisiune de pamflet care își permite să dea cu Liviu Dragnea de toți pereții imaginari pe care îi întâlnește. Nu suntem slugile lui Liviu Dragnea și tocmai l-am lăudat de altfel. Dar nu pare, asta spun. Adică el nu e genul de mafiot de ăla care își pune țigara în colțul gurii și spune, bă, tată, eu în Brazilia am îngropat milioane ca voi, mă. Și ăștia să facă pe ei de frică. Adică el pare genul, l-ați văzut și în avion acolo, cu căștile alea, cu puloverul ăla de țăran, vorba lui Florin Călinescu, măcar țăran e. Așa? L-am reauzit și noi pe nea Florin astăzi, cu plăcere, acolo în via lui, unde s-o fi retras. Și asta spunea și el de drag. Dar mă, e țăran. Ca un țăran arăta, s-a uitat la un film de la probabil de proastă calitate, cu bubuituri. În avion, știu că stătea pe un loc privilegiat acolo. Ăla părea om să te temi de el, da, cu puloverul ăla pe el. Ăla era un pulover, atenție, din anii Iliescu. Un pulover pe care îl primise în anii 90. Era un pic răcoare în avion, că așa se întâmplă în marile avioane care traversează oceane, aerul condiționat e dat foarte puternic și atunci omul, în general, mai ales când călătorește toată noaptea, e bine să stea cu un pulover pe el. Ceea ce știa Liviu Dragnea, că e clar că nu era la prima abatere, adică nu traversa oceanul pentru prima dată. Stătea cu puloverul ăla, se uita, era un nimeni, tată. Vărsau alea cafeaua pe genunchii lui și el se uita în ochii lor și spera să-i zâmbească. Zicea, nu-i nimic, nu-i nimic. Adică nu era genul de om care, când îl vezi în avion, să suni, să spui, bă, putem decola? Dar ce s-a întâmplat? E unul care are o moacă. No, nu te temi de el. Deci de asta îl crede lumea când vine și vorbește la televizor că el n-a făcut, că nu îl duce capul, că nu. Asta este avantajul lui. Da? Moaca, într-adevăr, nu-l recomandă ca un mare mafiot. Bun, a mai rămas, dragi prieteni, un fotoliu vacant de consul. E o știre care ne-a bucurat. Am văzut că toți
Românii erau triști, sau mă rog, moderatorii făceau pe triști în seara asta și pe preocupații că națiunea română este în pericol. Vreo 30 de cetățeni de ai noștri care probabil nu și-a aleseseră bine agenția de voiaj rămăseseră blocați, după cum știți, vreo două zile pe aeroportul din Lisabona, ceea ce e un lucru bun, nici de cum prost. Unii dintre ei și-au mai petrecut și la hotel o noapte sau poate chiar două. E un aeroport cam de 10 ori mai mare decât cel de la București, deci ai ce să faci, slavă Domnului, acolo. Nu era nimic ieșit din comun, până la urmă s-au întors, s-au mai petrecut două zile în străinătate în loc să vină acasă în arșița asta. Pe noi însă nu ne-a interesat acest incident minor de nebăgat în seamă, mai ales că aceștia au toate argumentele, sunt cetățenii ai Uniunii Europene, au pașaport UE, compania portugheză este și ea înscrisă în registrele Uniunii Europene, pot să acționeze în judecată, vor primi, dacă sunt dibagi, bani înapoi pentru această întârziere de 48 de ore, că așa scrie clar la regulament, deci nu s-a întâmplat nimic. Pe noi ne-a interesat însă faptul că doamna Alina Oana Dociu a fost revocată din poziția pe care o ocupa, bineînțeles, fraudulos, de consul al României în Republica Portugheză. Și iată, fraților, am primit astăzi niște telefoane, nu pot să neg, atâta doar că eu nu mai răspund de mult la numerele pe care nu le cunosc, mai ales pe telefonul la care oricum nu mai răspund. Am un număr de telefon deja de vreo 15 ani, nu mai răspund de câțiva ani la el. Mă sună lumea când în când, sunt unii care sunt chiar obișnuiți să sune doar pe telefonul respectiv. Evident, ăla e practic închis toată ziua, dar mai deschide tăticul din când în când ca să mai vadă ce numere au mai fost pe acolo. Bine, m-au sunat și pe mine, deci câțiva. Cine știe dacă or fi fost în legătură cu asta, dar fraților, în orice caz, mesajul este să fiți pregătiți. Pentru că n-ai de unde să știi, iată de unde sare iepurele. Da? Doamna Dociu așadar este out, pentru că n-a știut să gestioneze această mini-criză uluitor. Dar niciodată în viața vieților ei, această doamnă Oana Dociu nu și-ar fi putut imagina că își va pierde postul de consul la Lisabona după un astfel de incident, că niște români nu s-au mai putut întoarce din Madeira, am zis că acolo au fost via Lisabona, pentru că portughezii au anulat niște zboruri către București. Deci doamna Dociu a trebuit repede să-și facă băgăjelul, ea sigur având niște sfaturi de-astea de gospodină care toca urzici într-o viață anterioară, pentru că am înțeles că ea i-ar fi, le-ar fi recomandat românilor, scrie Mihaela Drăgușanu, o turistă blocată în aeroportul din Lisabona pe Facebook, că le-a recomandat românilor să se îmbrâncească în fața balconului TAP. Deci, bă, era balconul Julietei. În fine, ați citit bine ca să ne înscriem pe listă pentru a prinde locuri la un alt zbor. Nu toți, că nu merităm. Se aude ceva la mae. Bă, dar pretențios e, bă, românul. Uite, o chestie asta chiar nu înțeleg. Dar de ce, mă, ai atâtea pretenții când te duci? Dar ce, mae te-a trimis în Portugalia? Cine te-a pus, mă, să călătorești? Stați, dracului, acasă dacă nu vă convine. Uite, bă, tată, românul e nemulțumit că stă pe aeroport. Călătoriți, bă, cu taromul în Grecia. Duceți-vă, mă, toți pe jos în Bulgaria dacă nu vă convine și lăsați-i dracului pe aia. I-am auzit și pe filozofii ăștia la televizor cum imediat că, păi, români, este inadmisibil român. Bă, eu am călătorit cu toate companiile mari. Toate marile companii ale lumii și cu alea mici. N-am avut niciodată în viața mea nicio problemă. Ce? Vă credeți că o companie să uită că ești român sau pakistanez? Ce stâmpenile astea, bă? E prostia lor, e prostia agenției să fie sănătoși. Cum să aibă dreptate ei? Păi de-a judecată pe aia și dacă ăia vor considera acolo unde se judecă procesul la Strasbourg sau pe nu știu unde, dacă vor considera că au dreptate, o să le dea banii de călătorie înapoi. Și mare rahat. Ce? I-a ținut cu capul într-un puț și n-au putut să respire sau ce? Pierre au fost proști și punct. Da? Foarte interesant asta. Bun, dar pe noi ne interesează încă o dată doamna Alina Oana Dociu. N-am văzut-o niciodată la față, dar nici nu-mi doresc. S-a eliberat așadar un post care
Nu putem să negăm, având în vedere că am fost la Lisabona de vreo 6 ori în viața mea, cunosc aproape toate străzile importante din acest oraș, deci pot să mă arunci oriunde în Lisabona, n-am cum să mă pierd, nu pot să spun că nu m-ar interesa. Da? Atâta timp cât, sigur, iată ce neisprăviți conduceau la locul respectiv. Bun, sigur că nu există consul, asta o spun fără niciun fel de problemă, nu există consul al României în vreun loc din lume care să-și merite poziția. E clar că toți ajung numai pe pile, toți ajung numai pe interese, toți ajung... cum a ajuns Liviu Pop, că e plin Facebook-ul de insulte la adresa lui, cum a ajuns, de exemplu, domnul Liviu Pop, un agramat de talie internațională, să fie dita mai ministru învățământului. Exact așa. Să ajunge când vă puneți câte o întrebare de genul ăsta, dar cum o fi ajuns proasta aia nu știu unde, da? E, vă răspundeți așa. Păi, dar ăla cum a ajuns ministru? Așa, ca să ne facă nouă în ciudă cineva. Bineînțeles că nu există pe competențe aici nimeni plasat. Nu e nimeni atât de calificat în România încât rahatul ăsta de stat, da, să-i valorifice competențele. Așa ceva nu există în România. Ca statul să spună, uite, bă, avem un om serios, care are studii în domeniul respectiv, da? Care e calificat pentru funcția asta, păi hai să-l punem acolo. Să-l încurajăm, să-i dăm o leafă supersonică, da? Să n-aibă probleme. Nu există așa ceva la noi, mă. Clar. Deci dacă ești un incompetent, ai fost un muncitor necalificat, poți să ajungi consul fără probleme oriunde. Că ai niște studii, dacă te pricepi, dacă ești interesat, ești pasionat de ceva, e vai și amar de capul tău, pentru că e scrocii ăștia care sunt la putere, bineînțeles, vor ocoli să se înconjoare de oameni mai interesanți decât ei, e simplu. Și atunci tu trebuie să-ți găsești norocul prin altă parte. De-aia românul este și obișnuit să se descurce de capul lui. Fiecare este de capul lui în această țară. Statul nu te ajută. Statul doar ia de pe tine ca să poată să trăiască și el. Firesc că dacă n-ar lua, nu ți-ar lua și pielea de pe tine, n-ar avea din ce trăi, s-ar sucumba statul. Aia are o situație neplăcută pentru toată lumea. Mugur Mihăescu, pe care îl salutăm cu această ocazie, vicepreședintele Asociației Comercianților din Centrul Istoric, am cam pierdut urma lui Mugur în ultimii ani, am avut o perioadă în care mă mai întâlneam cu el, băiat isteț, inteligent, interesant ca om, văd că a ajuns într-o funcție destul de înaltă, asta cu vacanța mare o știa lumea, oamenii îl considerau prost după sketch-urile pe care le făceam vacanța mare, el nu era, sigur, prostănac, așa cum nici Mr. Bean nu e prost că face sketch-uri pentru proști, dar până la urmă, sigur că s-a plictisit și de lucrurile astea și a ajuns, iată, să fie un fel de reprezentant al celor care aveau comerț sau magazine în zona respectivă și ei l-ar fi propus. În momentul de față a ajuns consilierul Gabrielei Firea pe, să zicem, o latură de curățenie și ordine publică. Ar fi nevoie de așa ceva, mai ales că se vorbește de zona centrului vechi. Da? Deci principala sa responsabilitate va fi relația dintre municipalitate prin toate instituțiile.